După câteva zile de întrerupere din această seară, RAM Buzău a reluat furnizarea agentului termic către buzoienii conectați la sistemul centralizat. Conducerea RAM Buzău se bazează pe prognoza meteo care arată o răcire accentuată a vremii cu începere din această seară. Ținând cont de faptul că în această noapte va avea loc o scădere bruscă de temperatură, de asemenea în zilele următoare, se preconizează temperaturi sub 10 grade chiar și ziua, asta dacă prognoza existentă în mass media va fi reală. Mergând în întâmpinare, deci noi vom reporni instalația de încălzire la ora 18, mâine dimineață la ora 6 o vom opri, apoi în funcție de temperatura chiar și de zi și de noapte, vom merge în program fracționat, iar dacă și ziua va fi sub 10 grade, vom merge continuu. Directorul RAM Buzău a reiterat faptul că locatarii de la bloc care nu doresc căldură în calorifere au posibilitatea de a închide robinetul de la subsol. Fac precizarea că acolo unde există divergențe în cadrul unui bloc sau unei scări, aceasta nu trebuie să resfrângă asupra ramului, pentru că ramul este obligat să livreze în oraș temperatură în funcție de condițiile exterioare. Cei care nu vor ca să primească își pot închide de la subsolul blocului, de la robinetul care le aparține, deci după aparatul de măsură, fiind închis obligatoriu, aparatul de măsură va arăta 0, factura va fi 0. Acolo unde există cerințe, noi suntem obligați să livrăm. RAM Buzău asigură căldură la majoritatea școlilor și grădinițelor din Buzău. Din acest motiv, atunci când vremea este rece, RAM are obligația de a furniza agentul termic în oraș.